Salut! Astăzi avem o lucrare, să zicem, destul de interesantă, care ne dă puțin bătăi de cap. Este un component de la, nu știu, utilaj agricol, cositoare, semănătoare, ceva de genul, care are două cote de rulment defecte. Axul acestea, din câte am înțeles, vine ceva de genul, așa. Un rulment vine jos, celălalt rulment vine aici, sus. Ambele cote de rulment sunt lărgite. Așa. Cota asta de sus este mult mai largă, deoarece din câte știu eu, piesa asta a mai fost dusă la un alt atelier care au încercat să bucșeze, dar fără succes. Nu știu din ce cauză, nu au reușit să termine, să finalizeze gaura. Nu știu, nu contează. Noi o încercăm și noi. Dacă merge, merge. Dacă nu, piesa și așa este stricată, deci practic nu avem nimic de pierdut. Doar timpul, care bineînțeles, timpul costă. Așa, partea cu găuritul, adică alezatul găurii bucșat, să zicem, partea simplă. Partea complicată apare în faptul că, practic, nu ai nicio suprafață de reper. Este o piesă turnată. Nu știi exact ce ar trebui să fugă cu ce, nu știm dacă ăsta clar nu este în plan cu suprafața aceasta, nu știm dacă în axul acest, sau mă rog, gaura asta ar trebui să fie perpendiculară cu axul care iese de aici, deci nu știm mare lucru, ceea ce îl face puțin de dificil. Îl face puțin dificil. Bun, ce o să încerc eu să fac este ca planitate. Am să mă iau după suprafața aceasta. Deci astfel încât o să umblu un comparator pe el până când reușesc cât de cât să-l pun plan și așa și așa. Asta e asta e o modalitate, să nu știu ce să zic. Așa, facem așa, vedem după ce iese. Și încercăm să centrăm după, nu știu, după... Încercăm după gaura de jos. Și după aceea vedem și gaura de sus. Gaura de sus a fost deja prelucrată, dar păi eu știu ce-au făcut ceilalți. Nu știu cum au centrat-o. Nu poți nici să te iei după lucrările făcute de alții, că nu ajungi prea departe. Nu știu, vedem noi. Încercăm așa. Plan cu masa, această suprafață, după care încercăm să ducem un comparator acolo jos. După care vedem și dacă aceste două cote, să zicem, sunt în linie. Și el ar trebui să stea cumva așa. Dacă vedeți. Bun, hai să încercăm să-l prindem în jumate menghină, jumate pe masă și vedem ce o ieși. Bun. Cam așa o să arate piesa centrată în prima parte. Să vă arăt. Deci e cam 0. Cam 0, 200. 200. 100.
o sutime. E puțin mai se schimbă și din cauza trecerilor între plastic, cred că, sau ceva. Ar trebui, adică se poate face și din bronz sau din alamă. Acesta este o bucată de paralel pentru masă magnetică la mașină de rectificat. Eu obicei la freză folosesc blocurile acestea care sunt paralele în toate părțile și la 90 de grade în toate părțile. Au și niște găuri filetate dacă vrei să prinzi pe ele diverse elemente sau piesa sau dacă vrei să le unești. În fine, nu am putut utiliza acest bloc, că are găuri și ar fi fost mai dificil. Așa că l-am pus pe acesta magnetic, l-am verificat înainte, este paralel în mare parte. Da, deci suntem mulțumiți cum a ieșit centrată ca planitate, să zicem așa. Acum urmează să centrăm gaura ca axul frezei să fie în centrul găurii. Vedem ce iese. Înainte ca să pun acest bloc paralel, am curățat cu pila și cu o piatră suprafața ca să nu avem lovituri și alte puncte mai înalte. Deci copilul încurățat, acum este el este relativ plan. De această cauză nu am utilizat un cumpărător direct pe această suprafață, că vedeți, mai are lovituri, mai are o gaură, mai are o zgârietură și mi-ar fi fost mai greu. Dar așa fiind curățat această suprafață și am pus pe el un bloc paralel, a fost mult, mult mai ușor să trecem indicatorul. Cum centrez eu găurile? În special cele uzate. De regulă împart gaura în 4 puncte. 1, 2, 3, 4. Bun. Dacă aici, să zicem, comparatorul indică 0, aici indică 0, aici indică 0 și aici indică, să zicem, 10 sutimi, înseamnă că este centrat. Nu știu dacă înțelegeți. Deci gaura este ovală în felul acesta. Sigur, sunt șanse să nu fie așa, dar efectiv în momentul nostru, efectiv, noi acum nu avem după ce să ne luăm, deci trebuie să ne luăm după gaură uzată. Și atunci așa o să arate. 0, 0, 0 și aici o să avem ceva probleme. Pentru indicația acestei găuri folosesc un comparator din ăsta coaxial. Deci aici, mă rog, 0. Trebuie să indice la fel. Deci aici este 0, mare parte 0. Aici avem 5 sutimi diferență și aici iar este 0. Deci cum am zis, acum suntem în poziția aceasta, 0, mă suntem aici 0, dincoace mare parte 0 și aici avem unde cred eu că uzura este mai ridicată. Avem această diferență, dar îl lăsăm așa. Pentru cine nu a mai văzut un comparator coaxial, este un ceas comparator cu beneficiul ca ecranul să rămână tot timpul către utilizator și palpatorul să se învârtă. Se poate folosi și cu motorul pornit, adică îl prinzi într-o pensetă sau într-o mandrină și învârți mecanic, nu cu manual cum am făcut eu. Punești motorul, îi dai o turație mică și atâta dai din manivele până se centrează piesa. Bun, o invenție foarte bună și foarte practică.
gaura din interior, am alezat-o deja, sau cuțitat-o, cum îi spun eu. Doar că nu s-a văzut nimica, de aceea nici nu am filmat. Aici avem o problemă. Problema aceasta au întâmpinat-o și cei care au făcut-o prima dată. Este un strop sau doi strop de sudură. Și acesta fiind ceva oțel turnat sau, mă rog, la fontă, s-a cristalizat foarte tare și foarte dur materialul acolo. Și probabil au încercat să alezeze cu oțel rapid și nu a tăiat sudura. Acum o să măsurăm după ce iese cuțitul. Să vedem ce... Revenim. După ce am făcut niște măsurători pe piesă, am notat cotele și acum am prins o bucată de material, o țeavă trasă, care este ca mărime destul de apropiat pentru ce avem noi nevoie, și facem bucșa din acest material, după care îl debităm și o să-l presăm în piesa respectivă. După care o să-l prindem iar în freză și o să încercăm să scoatem cotele de rulment după ce a fost presat. Lăsăm în interior cam 20, mi-aș vrea eu să las mai mare decât cota de rulment, pentru că avea ce să frezăm sau ce să alezăm cu cap de acela de alezat. Bun, salut!